Despre criza Blue Air a vorbit și Victor Ponta, fostul premier, a declarat că statul român știa de luni de zile această situație și nu a luat nicio măsură să împiedice criza zborurilor anulate de compania românească. Problema este că se știa de chestia asta de luni de zile și ne-am trezit într-o zi, băi, ce facem? Trimitem taromul după ei? Stai că nu e vorba de Afganistan unde avem 100 de oameni, e vorba de mii de oameni din diaspora. Diaspora aia care a luptat să scape de Puiemonta, să vină dreapta, să rezolve lucrurile. Și acum merge pe jos diaspora. Toată lumea are datorii, să fie foarte clar. Exact. CEO-ul de la Wizz a dat interviu în Gazeta de Cluj, dacă nu mă înșel, și a zis, dom'le, nu e normal că Blue Air și Tarom sunt ajutate de statul român. Păi nu, dar vezi că tu ești ajutat de statul maghiar. Da, da. De statul maghiar în regulă să fie ajutat. De statul, bun, nu vorbesc de Air France sau Lufthansa care au miliarde de la statele lor.